Proiectul de modificare a legii minelor a fost dezbătut marți în plenul Camerei Deputaților ca și cameră decizională în acest caz. Proiectul de lege nu a trecut deoarece nu a întrunit numărul de voturi necesare adoptării unei legi organice. A întrunit 160 de voturi pentru și 105 împotrivă. Prin urmare, procedura legislativă s-a încheiat definitiv pe acest proiect de lege, însă conține niște prevederi foarte periculoase la adresa drepturilor noastre constituționale și la adresa statului de drept în general. Și avem legitima bănuială că guvernul și parlamentarii serviți companiilor miniere vor încerca de acum încolo și prin alte prevederi, propuneri legislative să reia cumva aceste favoruri pe care le fac companiilor miniere. De ce spun asta? Este că deja acest proiect de lege, cel care s-a dezbătut ieri, nu mai are o aparență că legiferează pentru întreg sectorul minier, că se aplică oricărei companii miniere, dar de fapt în textul lui se regăsesc toate acele prevederi din proiectul special pentru Roșia Montană. El a fost efectiv copiate, numai că a fost eliminat numele companiei Roșia Montană World Corporation și introduse în mod abuziv și total netransparent în acest proiect de modificare a legii minelor. Ce ne îngrijorează cel mai tare este că acest proiect prevedea că orice, acest proiect legislativ prevedea că orice proiect minier de explorare sau de exploatare a resurselor minerale este de utilitate publică, încălcând practic domeniul de reglementare a legii minelor. Deci nu legea minelor poate să stabilească care sunt cauzele de utilitate publică, ci numai legea cadru privind exproprierea, așa numai legea 33/1994. Deci încearcă legiferarea într-un domeniu care este total străin de domeniul mineritului. În al doilea rând, introduce, vine cu o inovație juridică absolut abuzivă și anume vine cu o definiție a ce înseamnă interes public deosebit. Pentru că vorbește de proiecte miniere de interes public deosebit. Și anume, interes public deosebit înseamnă, din perspectiva inițiatorilor, acele proiecte ale căror beneficii economice și sociale, directe sau indirecte, depășesc efectele negative de mediu. O asemenea definiție, în primul rând, nu are niciun fel de corespondent, nici în legea privind protecția mediului, deoarece nu sunt definite ce înseamnă efecte negative de mediu, nici în niciun fel de altă prevedere cadru în domeniu și niciodată nu ar putea să fie aplicată în beneficiul protecției mediului, deoarece efectele negative de mediu, ele nu sunt niște ele nu pot să fie contabilicește evaluate la un anumit moment și să fie opuse efectelor, consecințelor sociale și economice, deoarece efectele negative de mediu, ele se văd peste 5 ani sau peste 20 de ani, sau în cazul Roșia Montană chiar peste 100 de ani, cum este efectul, dau un singur exemplu, efectul generării de ape acide. Acesta este un efect care, odată pornită acea exploatare, el va dura oricât, perpetu. Ori, asemenea contabilizări nu pot să fie făcute în momentul declarării unui proiect ca fiind de interes public deosebit, așa cum dorește această lege. Apoi, o altă prevedere neconstituțională, din punctul nostru de vedere, este aceea că operatorilor minieri le-ar fi atribuită în mod direct administrarea sau concesiunea oricărui bun proprietate publică din domeniul public aflat în perimetrul minier. Și mă refer aici și la terenuri aflate în domeniul forestier și la terenuri aflate în domeniul agricol, în circuitul agricol. Ori, asemenea atribuiri nu se pot face în mod direct. Deci orice atribuire de bun aflat în domeniul public trebuie să treacă printr-o procedură de licitație. Și nu numai în urma stabilirii, numai în urma unui studiu de fezabilitate. Ce ne îngrijorează cel mai tare este că, de fapt, permite companiilor miniere să beneficieze de proceduri de expropriere pentru a obține proprietatea oricărui gospodării sau teren aflate în perimetrul minier
ocupat de acestea, practic guvernul ar fi obligat să declanșeze o asemenea procedură de expropiere numai 30 de zile de când compania minieră face o cerere în acest sens, fără aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului și chiar și procedura respectivă ar fi extrem de accelerată pentru ca la finalul ei statul român din nou să atribuie în mod direct acele terenuri companiilor miniere. Proprietarii, de exemplu, expropriați, nici nu ar avea dreptul să atace în instanță această decizie de expropriere, iar ei își pierd dreptul de proprietate asupra terenurilor din chiar momentul în care compania consemnează pe numele lor o sumă cu titlul de despăgubiri. Ori, asemenea prevedere încalcă norma constituțională potrivit căreia exproprierea se poate face pentru cauze de utilitate publică numai cu justă și prealabilă despăgubire. Dintr-o altă perspectivă, cea a protecției monumentelor istorice și a siturilor arheologice, practic companiile miniere ar avea dreptul să desfășoare activități miniere, inclusiv pe acele terenuri pe care sunt, pe care se află monumente istorice, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară, monumente culturale religioase și fără ca măcar să treacă înainte printr-o procedură de declasare a acestor monumente istorice sau de cercetare arheologică și descărcare arheologică a terenurilor, a siturilor arheologice respective. Un alt drept constituțional care mi se încalcă în mod flagrant este chiar posibilitatea de acces la justiție și de proces echitabil în contestarea unor avize obținute de aceste companii miniere. De exemplu, textul de lege prevede aceea că dacă un act sau un aviz obținut de compania minieră a fost invalidat de instanța judecătorească, atunci autoritățile au obligația să reemită actul respectiv în termen de numai 60 de zile de când compania minieră face o nouă cerere. Deci dacă noi, asociație de la Roșia Montană sau orice fel de altă asociație care are un interes procesual în problema respectivă, atacă în instanță un act, îl anulează după un proces care durează cel puțin 3 ani de zile, autoritățile trebuie în numai 60 de zile să reemită acel act. Deci, practic, efectele sentinței judecătorești pe care noi am putea să o obținem sunt spulberate. Acestea sunt numai câteva dintre prevederi. Sunt multe altele referitoare la felul în care aceste companii își pot obține într-un regim extrem de accelerat avizele necesare. Considerăm că asemenea, modificarea legii minelor ar avea drept consecințe accelerarea proiectului, în primul rând, de la Roșia Montană. Acela este cel vizat spre deblocare cât mai accelerată din partea guvernului. Pentru că, practic, se elimină orice obstacol legal și administrativ care acum ține acel proiect în loc. Și, practic, această lege, cum spuneam, ea derogă de la întreg cadrul legislativ aplicabil și în problema exproprierii, și în problema urbanismului, a amenajării teritoriului, a mediului. Deci, legea minelor devine o enclavă legislativă, care nu mai are niciun fel de punte, nici cu Constituția, nici cu alt cadru legal aplicabil. Și este un precedent foarte periculos. Adică dacă astăzi industria minieră își poate fabrica o asemenea lege care să o desprindă de orice fel de și să o pună deasupra oricăror alți operatori economici și drepturilor noastre constituționale, de ce nu ar veni mâine orice fel de altă industrie să își facă legile pe care consideră ei că ar trebui să le respecte și în ce termene și în ce condiții ar trebui ei să preferă ei să le respecte. În continuare, spuneam, acest proiect în sine a fost respins, însă mai sunt proiecte de modificare a legii minelor, deja înscrise spre dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată.
Sunt două asemenea proiecte, numărul lor, dacă interesează, proiectul 787 din 2013, depus chiar în 19-11. Proiectul 577 pe 2013, depus în iunie. Ele sunt, la depunere, sunt aparent inofensive, adică în ele nu găsești niște prevederi așa de îngrijorătoare ca cele cu care ne-am trezit acum două zile. Dar apoi ele pot să devină o bază pentru amendare pe ultima sută de metri, cu asemenea prevederi toxice la adresa drepturilor noastre și a statului de drept, și care sunt total ascunse și publicului, chiar și deputaților care le, chiar și deputaților care le votează. Eu, din noi, am aflat pe ultima 100 de metri luni că acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în Comisia de Industrie, am mers acolo, în ședința Comisiei de Industrie a început la ora 4, până la ora 5, deputații nu aveau pe masă încă proiectul de lege pe care urmau să-l, cu toate acele amendamente, deci el nu mai avea nicio legătură cu proiectul inițial depus. Avea aproximativ 100 de amendamente. Și chiar și dumneavoastră s-au trezit atunci cu acel proiect pe masă, bineînțeles l-au votat fără niciun fel de discuții, dar noi atunci am aflat că urmează să fie votat a doua zi. Evident, nu a fost pusă, nu a fost publicată ordinea de zi decât a doua zi. Și aceasta se poate întâmpla în orice moment de acum încolo, deci suntem foarte îngrijorați și foarte în gardă pentru asemenea tentative absolut abuzive și neconstituționale de modificare a unor asemenea legi. România are un parlament cu două camere. Și logica acestui parlament cu două camere este ca un proiect legislativ să treacă prin amândouă. Este abuziv ca ceva ce s-a discutat deja în Senat să fie modificat radical de Camera Deputaților. Pentru că în felul ăsta am fi în situația, de fapt, a unui parlament cu o singură cameră. Prima cameră n-ar mai avea niciun sens dacă tu, poți să, ca a doua cameră decizională, poți să modifici orice și să aduci orice fel de completare. Și Curtea Constituțională s-a pronunțat deja pe această chestiune. Și vreau să mai adaug un lucru care ține de această sintagmă interes național deosebit. Probabil, din punct de vedere formal, cel mai mare obstacol în calea proiectului de la Roșia Montană este o directivă europeană care spune că nu ai voie să deviezi cursuri de ape. Această directivă europeană prevede o excepție pentru proiecte de interes public deosebit. Deci, legea minelor introdusă acum cumva reglementează acest interes public deosebit și spune, exact cum s-a spus aici, când beneficiile economice sunt mai mari decât beneficiile, problemele de mediu, directe sau indirecte, adică inclusiv dacă privatul câștigă mai mult decât comunitatea pierde pe chestiuni de mediu. Și cine este autoritatea care trebuie să facă acest echilibru între beneficiile economice și problemele de mediu, este Ministerul Economiei. Ceea ce evident că este în total dezacord cu ce înseamnă o protecție a mediului și ce înseamnă o agenție națională de, în fine, un mecanism național de protecție a mediului. Și în mod evident, această prevedere era în dezacord cu această directivă europeană. Legea minelor nu vizează numai exploatări de aur, că inclusiv pentru zăcăminte de nămol și roci utilizabile în construcții sunt asemenea prevederi. Adică poate să te expropieze? Da, să te expropieze pentru nisipuri și pentru roci și construcții. Deci e foarte gravă problema și noi asta vrem să atragem un semnal că e de interes pentru cam toată lumea care are un teren. După cum știți, în urmă cu 3 săptămâni, Comisia Uniunii Europene care se ocupă de raportul MCV a fost în România și ea a avut o
discuție cu reprezentanții mai multor ONG-uri în care li s-au semnalat mai multe derapaje de la statul de drept din România. Suntem în contact cu raportorii MCV și felul în care s-au propus spre adoptare toate legile, adică legile importante care s-au dezbătut în plen marți, vor fi sesizate raportorilor MCV.